ziua. Știri externe. China instalează rachete în Marea Chinei de Sud pentru a-și intimida adversarii și vecinii, a declarat secretarul apărării a Statelor Unite ale Americii, James Mattis. Un oficial militar chinez a respins comentariile pe care le-a luat irresponsabil. Bună ziua din nou tuturor. Așa sună o parte dintr-o știre externă. Eu vreau să vă vorbesc despre istoria Chinei moderne din perspectiva unui jurnalist. Și, evident, așa cum știți cu toții, marea noastră chemare este să vă ținem atenți. Ori atenția publicului de regulă zboară după citirea titlului, dacă cineva are răbdare să citească titlul până la cap. Ce face credibile, ce face publicul să se întoarcă la o emisiune de știri, la un site de știri, la un ziar, este, cred eu personal, tonul. Pentru că informația este atât de multă în lumea noastră, atât de diversă și atât de structurată, încât nu prea mai aveți dumneavoastră timp să o sortați. De aceea, datoria noastră, dincolo de verificarea de trei surse, dincolo de acuratețe, dincolo de întrebarea tuturor celor implicați, este să aducem ceva în plus, să vă ținem lângă emisiunea noastră, să vă ținem lângă site-ul nostru, să vă ținem lângă ziarul nostru. Iar ceea ce ne diferențează un jurnalist de politică externă, de exemplu, de știri externe, este timpul. Așa cum se exprimă o voce, cum are o anumită intonație, cum are un anumit timbru, așa și timbrul mental, felul în care scrie cineva o știre, poate ține publicul atent, mai mult decât timbrul și poate face publicul să se întoarcă. Ei bine, această istorie a Chinei moderne este un instrument de cultivare a timbrului pentru noi jurnaliști. Pentru că de regulă, domnul Licean, m-ați mirat atunci când v-am spus că e vorba de un minut jumătate. Un minut jumătate durează o știre maxim la televiziune. O știre într-un site de știri sau într-un ziar are câteva paragrafe. Trebuie în acele minut jumătate sau în acele paragrafe să condensezi informația actuală, cum ar fi că China, iată, și instalează arme tot mai multe în Marea Chinei de Sud, dar și așa ceva. Ce se numește background, ce se numește context, ce se numește înțelegerea adâncă a fenomenului. De ce China își instalează rachete în Marea Chinei de Sud? E bine, am citit această carte din perspectiva răspunsului la întrebarea asta. Și întâmplător această știre cu Marea Chinei de Sud, tocmai militarizată și în care tensiunile cresc, e cea mai recentă legată de China. Dar multe alte se pot citi în această cheie. De ce a ieșit China din corsetarea ei, din înapoierea ei? Cum a făcut să meargă un pas în fața adversarilor? Ce caută, până la urmă, China într-o mare care este a tuturor vecinilor? Este o istorie incredibil de brutală, trebuie să știți, de la un început. Este o istorie a Chinei care a suferit enorm și a chinezilor care au suferit enorm prin opresiuni chinezi împotriva chinezilor, străini împotriva chinezilor, ocupații, războaie duse pe teritoriu, unități incredibile de trupe, de mentalități, schimbări ale ritmului vieții. Sunt peste 600 de pagini de istorie a lumii moderne. Tot ce trăim astăzi, Marea Chinei de Sud este doar un exemplu, poate fi citit ca urmare a deciziilor luate în China în ultimii 150 de ani. De ce ne interesează China? Ne-am întrebat acum câțiva ani, dar de ce ne interesează Siria, până când au început să vină imigranții, iată de exemplu, dacă nu cumva am aflat de ororile petrecute acolo înaintea venirii masive a imigranților. China este o parte atât de importantă a lumii noastre încât nu putem să o dăm deoparte și ca să înțelegem de ce fac chinezii lucrurile în felul în care fac, am putea începe cu această istorie a Chinei moderne, care este o carte extraordinar de densă, dar care se citește fantastic de ușor. E un autor pe care l-am descoperit astfel. Detaliile sunt absolut impresionante, dar ce este foarte, foarte interesant este că toate episoadele de istorie, toate războaiele, toate mișcările politice sunt scrise sub forma unui roman. Să nu vă lăsați speriați de grosimea acestei cărți. Este un roman extrem de bogat în detalii și cu o viziune proaspătă a omului modern care are nevoie să afle mecanismele. Personajele nu sunt descrise singure. Mao nu e singur în drumul lui
către pește și înapoi. Mao este descris inclusiv prin oglinda de personaje care le înconjoară, personajele cu care se luptă pe drum. Țăranii sunt și ei parte a descrierii lui Mao și știm cu toții cât de important, cât de dureros de important pentru noi personal a fost exemplul lui Mao. Țăranii sunt mereu acolo. Jonathan Franby ne face parte a istoriei absolut cinematografic. Când se întâmplă ceva, știi ce anotimp e. Ți-e frig odată cu personajul. Sau constați că au înflorit macii pentru o recoltă bună de opium. De ce nu? Afli cum au răspuns chinezii nevoii străinilor de a-i exploata până la urmă. Totul într-o manieră cinematografică, totul scris pe capitole împărțite extrem de tentant, pentru că se termină o pagină, cumva fiecare capitol se încheie destul de brusc, dar nu te poți opri pentru că vrei să știi ce s-a întâmplat mai departe. Iar în toată această istorie, Jonathan Franby te face spectator, te atrage și te ține, așa cum ar trebui să te atragă o carte bună de ficțiune. Atenția la detalii este poate un pic copleșitoare, pentru că trebuie să te obișnuiești cu toate numele chinezești ale personajelor pe care poate nu le știi, nu le-ai aflat până acum, dar odată ce le-ai cunoscut, sunt foarte ușor de recunoscut în următorul capitol și asta este ceea ce face fantastic de bine Franby, leagă capitolele și istoriile între ele. Și încă ceva, la un moment dat este atât de mult sânge în această carte, încât te simți ca într-un episod din Game of Thrones. Și la fel ca și acolo, mecanismele care duc la luarea unei decizii sunt explicate omenește. Sursele sunt foarte diverse, firește de la sursele Imperiului, care, mă rog, pot fi crezute mai mult sau mai puțin, până la sursele orale, odată ce se apropie de vremurile noastre și se întâlnește cu oameni care au asistat la evenimente și care au făcut parte din evenimente. Sursele așadar sunt uneori mai bogate, uneori mai sărăcăcioase, uneori mai credibile, alteori sunt diferite și atunci capătă putere, însă Franby reușește cumva să facă echilibru. Nu simți niciodată că i-ar lipsi fundamentul explicării uneia dintre decizii sau al reflectării uneia dintre fenomene, foamea, bolile, felul în care își duceau războaiele, felul în care își obțineau armamentul. Toate acestea sunt parte a deciziei și a istoriei pe care o vedem construită sub ochii noștri și sunt numeroase episoade care aduc aminte de România ultimilor 40 de ani, să zic, a ultimilor 10 ani ai regimului comunist și, din păcate, și de ce li se întâmplă acum. O să vă las să descoperiți singur aceste pasaje. Dacă scoți acolo numele chinezi sau numele personajelor chinezești, se potrivește absolut uluitor. Cu atât mai valoroasă această carte, pentru că ne face să ne apropiem mai mult de mecanismele deciziilor în lumea asta autoritară, în lumea tiranilor. E o foarte, foarte bună introducere, dacă vreți, în mintea tiranilor și în cum crește dorința de a te întinde, iată, prin marea chinei de sub a unei națiuni. Personajele sunt așadar cele care iau decizii, dar personajul este și poporul, sunt și oamenii care mor în cifre absolut impresionante, sunt oamenii care muncesc, înțeleg cel puțin, sacrificiul enorm al unei națiuni în spatele unor lucruri pe care le folosim de zi cu zi. Un tricou, un aparat foto, nu știu, corpuri de iluminat. E o istorie a unei suferințe care a împins ce numim astăzi performanța foarte, foarte departe. Și costurile sunt aici. Franby rezonează cu suferințele și cu sacrificiul poporului chinez. Și nu ezită să-l laude atunci când este nevoie. De fapt, Franby chiar stă departe fiind acolo și nu judecă, ci pur și simplu plimbă o oglindă extraordinară și arată chinezilor, cred, pe chinezi așa cum sunt, așa cum sunt de altfel. În fine, odată parcursă cartea aceasta, ca să mă întorc la început, la știrea din Marea Chinei de Sud, odată terminată cartea, este foarte ușor de reluat, e foarte ușor de reconsultat.
Dacă ai nevoie să explici un anumit moment, te poți întoarce foarte ușor și să parcurgi un paragraf care sintetizează minunat toată experiența pe care ai avut-o citind această carte. Și e un exercițiu pe care noi jurnaliștii îl facem de multe ori, revenim la surse, consultăm, reconsultăm, reverificăm tot ce avem de arătat publicului, tot ce avem, toată informația pe care o punem la dispoziție, ca să înțelegem împreună cu publicul nostru contextul. Pentru că dincolo de o carte de istorie, dacă pasionați sunteți de istorie, atunci e o carte pentru dumneavoastră, dar dacă sunteți doar curioși, asta este. Este o sursă excelentă de introducere în istoria Chinei, așa cum se vede ea din secolul 21, cu legături către faptele de astăzi, urmările lucrurilor care s-au întâmplat cel puțin în ultimii 150 de ani în China. Iar încă un argument, ultimul argument, e desprins tot din meseria noastră, e ceea ce facem noi frecvent, pentru că suntem toată ziua conectați la toate informațiile Pământului și triem și întrebăm și ne punem întrebări și credem că avem răspunsuri și așa mai departe, facem greșeli, ne ridicăm, mergem mai departe. E nevoie să ne rupem din rutina asta. E nevoie să ieșim și să facem altceva. Știți că vi se recomandă din când în când în cărțile de dezvoltare personală, faceți ceva să rupeți rutina. Ei bine, dacă vi se pare suficient de provocator o istorie a Chinei moderne, 150 de ani, 600 și ceva de pagini și e ceva diferit pentru dumneavoastră, atunci faceți-o cu toată convingerea, pentru că această carte vă va convinge că se întâmplă și altceva în lume decât lucrurile la care suntem atenți în fiecare zi. În fine, e istoria unei epoci care influențează mersul lumii astăzi, este inclusiv o istorie personală a fiecăruia dintre noi, așa că vă rog să o descoperiți. Eu am avut șansa să citesc în paralel și Yuhua, care este o contrabalansare, este o contragreutate foarte, foarte delicat și foarte frumos scrisă aceste istorii precise și atât de sângeroase, dar pentru Yuhua o să dau microfonul.